Bună seara, în primul rând sunt bucuros pentru băieți, sunt bucuros că am câștigat cele 3 puncte. Am întâlnit o echipă puternică, o echipă cu jucători care pot să facă diferența în orice moment și cu atât mai mult apreciez munca băieților mei și apreciem această victorie, ne bucurăm. Cam atât. Întrebări? L-am întrebat și pe domnul Denis Magea, arbitrajul ăsta de nemulțumit de ambele părți. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, nu vreau să vorbesc, suntem bucuroși pentru victorie, vreau mai mult încă o dată să îmi fericiți jucătorii, pentru că aici la Gazmetan s-a creat o familie, un grup unit, jucători cu caracter foarte bun, care trag la fiecare antrenament, la fiecare meci și datorită lor sunt aceste rezultate. A fost etapa penaltiilor, 7 penaltiuri în 2 meciuri. Da, nu vreau să vorbesc despre arbitraj, nu vreau, dacă domnul arbitru Andrei așa a văzut, nu vreau să vorbesc, v-am spus, nu vreau să intrăm în polemici, ne vedem de jocul nostru, noi cred că mai trebuie să lucrăm la ceea ce ne-am propus și la ceea ce vrem. În primul rând să ne uităm la noi, la echipa noastră, nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Dar cu golul lui Cristea s-a făcut dreptate? Eu cred că da. La începutul sezonului spuneați că obiectivul principal este evitarea la nu, nu, eu nu mă gândesc la play-off, deocamdată mă gândesc la primul meci, la meciul cu Astra, pentru că e un meci foarte, foarte important pentru noi, e un meci greu, întâlnim o echipă puternică și vrem să luăm, am vorbit cu jucătorii, vrem să luăm fiecare meci în parte. Totuși, cei de la șef și spun că se gândesc la timpul, de ce n-ar putea și Gazmetan Media să ei poate au un alt obiectiv, foarte bine, noi deocamdată nu ne gândim la așa ceva, ne gândim să câștigăm primul meci. Poate spunea că la șicana trebuie la primul penalti. Da. Mai în da, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, n-am apucat să vorbesc cu Carlos, în schimb l-am felicitat pe Mitriță pentru că e un jucător valoros, un jucător extraordinar, cred că e unul dintre cei mai buni din țară la ora actuală și la echipa națională face jocuri bune. L-am felicitat și urez baftă în continuare. Noul jucător pe care l-ați adus în această săptămână? Da, a venit și Azalde, sper să ne ajute și el ușor, încă nu este 100% pregătit, dar cred că două săptămâni poate să fie și el în lot și să ne ajute și el la îndeplinirea obiectivelor. Nu știu, domnul Mărginean, este părerea dânsului. Eu cred că noi suntem mândri pentru Darius Solaru că este la echipa națională. El trebuie să fie mândru că este la echipa națională, indiferent dacă intră pe teren sau nu. Asta e decizia antrenorului și a celor care conduc echipa națională de tineret. Eu vreau să felicit pe Mirel Rădoi pentru performanțele făcute. Deci Darius Solaru cu siguranță este bucuros pentru că a fost la echipa națională și v-am spus, noi, Gazmetan Media, suntem mândri că avem jucători la echipa națională. Da, sunt mulțumit pentru că băieții răspund la antrenamentele pe care le facem și au atitudine. Asta este lucru pe care l-am cerut și sunt mulțumit. Acum câștigi, pierzi, totul depinde, poate să depindă și de o secundă, de o greșeală individuală și așa mai departe. Dar importantă este atitudinea băieților și caracterul pe care îl au. Joacă la fiecare meci să câștige. La cum ai trăit meciul, ai simțit că tu afară? N-am mai simțit nimic, sincer, n-am mai simțit nimic. La un moment dat, mai ales spre sfârșit, nu mai știam. Sunt lucruri care, vă dați seama, e multă adrenalină și este destul de greu. Ați vorbit cu jucătorii vestiarii, ce v-a spus la fază de penaltiuri? Nu, n-am vorbit pentru că, vă dați seama, agitam spiritele și n-am vrut. După ne-am bucurat și i-am felicitat. Asta a fost primul lucru. Iazalda e ultimul transfer, l-a văzut? Nu știu, vedem, da. Cred că este ultimul transfer, dar vedem, în funcție de ce se întâmplă pe parcurs. Mulțumesc. E o echipă mare, este un brand, CSU Craiova, au o echipă puternică, normal, au suporteri, au stadion, sigur, este o echipă bună și sper ca pe viitor să ne reprezinte în Europa cu o mult mai bună consistență în meciuri și în rezultate. Vă
sunt 5 etape, aveți un obiectiv de punct? Nu, nu, nu. Primul meci. Încercăm să ne pregătim pentru primul meci. Nu, nu. Nu vrem să ne facem calcule, pentru că nu poți să știi ce se întâmplă și nimeni nu poate să prezică, nimeni nu are nicio rețetă. Trebuie să iei antrenament cu antrenament, meci cu meci. Și